Pe lângă activitatea curentă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara are deschidere și către liceeni. În acest sens, ITM Hunedoara, alături de inspectoratele de profil din țară, organizează concursul pe teme de siguranță și securitate în muncă, știu și aplic. Faza județeană a acestui concurs de protecție a muncii se va desfășura în data de 9 aprilie la Hunedoara. Avem acțiuni în derulare și una dintre acțiunile cele mai importante din punctul meu de vedere al inspecției muncii care se derulează prin inspectoratele teritoriale de muncă la nivel județean este proiectul Știu și Aplic. Este un proiect care încearcă să aducă la nivelul elevilor din ciclu liceal normele de sănătate, securitate în muncă, toate acestea transpuse într-un concurs național cu premii sâmbăta viitoare, adică în data de 8, cred că este, va avea loc, în data de 9 la Liceul Constantin Bursan din Hunedoara va avea loc faza județeană a acestui concurs. Vor participa elevi din clasele a 11-a și a 12-a, precum și cei din clasele a 9-a și a 10-a. Aceștia vor fi împărțiți în echipe de două persoane, doi elevi. Concursul va avea probe scrise, dar și practice, iar Adrian Bozdoc, inspectorul șef al ITM Hunedoara, crede că participanții, pe lângă însușirea unor cunoștințe de siguranță și securitate în muncă, se vor și distra. Temele sunt legea sănătății și securității în muncă, hotărârea de guvern 1425, care reglementează normele de aplicare. Se vor desfășura în două etape, o etapă teoretică și o etapă practică. O etapă teoretică în care elevii nu au voie să se consulte între ei și vor da răspunsuri proprii, iar etapa practică se va desfășura cu concursul tuturor elevilor din echipe, asta însemnând aplicarea unui plan de prevenire, îmbrăcarea unui manechin referitor la echipamentul de protecție care trebuie stabilit în cadrul locurilor de muncă și multe alte probe, de o parte teoretice, pe de o parte, zic eu, și distractive pentru elevii din ciclul liceal, astfel încât la sfârșitul acestui concurs să înțeleagă ceea ce înseamnă normă de sănătate, securitate în muncă. Câștigătoarea etapei de la Hunedoara va reprezenta județul la faza națională a concursului de protecție a muncii Știu și Aplic, care se va desfășura la Iași. Finalitatea acestui concurs va fi la Iași, la Universitatea Gheorghe Arsachi, acolo unde în compania acestor elevi care vor câștiga și a celorlalți din celelalte județe, concursul național va desemna un câștigător național cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, care organizează la nivelul lor acest concurs național. Data de desfășurare a finalei naționale a concursului va fi anunțată în perioada următoare.